Astăzi vorbim despre Xiaomi 14, un telefon compact cu specificații și preț de flagship, foarte apreciat de YouTuber în general, vorbim despre ce are de oferit și care sunt părțile sale bune, iar la final vorbim despre problema imensă a acestui model. Hai să începem! Ei bine, aproape 4 luni de existență pe piața chinezească, flagship-ul compact Xiaomi 14 vine și versiunea globală și aduce câteva îmbunătățiri semnificative față de predecesorul său, Xiaomi 13. Avem un ecran foarte bun, cel mai puternic chipset al anului 2024, încărcare mai rapidă și un sistem de camere complet regândit cu ajutorul inginerilor de la Leica. Însă vine cu o problemă majoră pe partea de camere și o să ajungem să discutăm despre ea mai la finalul clipului. Haideți să vorbim până atunci despre construcția lui Xiaomi 14, iar acesta se simte foarte premium, este o dimensiune compactă care se situează cumva între Samsung Galaxy S24 și S24 Plus și se simte tare bine în mână. Designul general păstrează identitatea lui Xiaomi 13, iar cea mai notabilă schimbare este ansamblul de camere, care este mai prominent de data aceasta. Opțiunile de culoare includ verde sau alb cu spate lucios cum am eu aici, sau mai este o versiune neagră care vine cu un spate cu finisaj mat. Avem un design cu rame laterale drepte, ecranul este de asemenea și el drept, iar sticla pe față și pe spate este Corning Gorilla Glass Victus. Partea din spate, sticla de pe spate, se curbează foarte frumos în rama de aluminiu a lui Xiaomi 14, iar acesta are un rating de IP68 de rezistență la praf și la apă. Telefonul se simte ușor, are 188 de grame și această dimensiune îl face să fie perfect din punctul meu de vedere. Nu este nici prea mic și nici prea mare, este asemănător cu un iPhone 15 Pro, și dimensiunile acestuia sunt puțin mai mari decât acela. Ecranul Xiaomi 14 este superb, este un ecran AMOLED care se vede foarte bine. Are o dimensiune de 6.36 inch, o rată de refresh de 120 de Hz. Oferă o experiență clară cu un panou LTPO cu o rezoluție mare de 1.5K, Crystal Res, cum îl numește Xiaomi, și cum am spus, este protejat de Corning Gorilla Glass Victus. Rezoluția crescută se traduce printr-un 460 de pixel per inch și este un upgrade masiv în comparație cu ecranul Full HD 2080p al lui Xiaomi 13 din generația anterioară. În plus, ecranul are o adâncime de culori de 12 biți pentru imagini mai bogate. De asemenea, avem caracteristici premium precum HDR10 Plus și Dolby Vision pentru o experiență de vizionare captivantă. Panoul LTPO permite o rată de refresh adaptivă de la 120 de Hz care se ajustează dinamic până la 10 Hz pentru a economisi baterie, putând ajunge chiar la 1 Hz, însă eu nu am găsit un scenariu care să facă acest lucru. Despre ecran trebuie să mai adaug că avem acea certificare triplă TUV Rheinland pentru lumină albastră, avem certificare circadian friendly care reduce lumina albastră care te face să nu poți adormi noaptea cu ușurință și certificare flicker free. Când vine vorba de difuzoare, Xiaomi 14 oferă un sunet bun cu cele două difuzoare stereo, la volum maxim se aude destul de tare, cu voci clare și cu bas suficient de prezent. Vă las pe voi să audiați și să trageți voi singur concluziile. Ok, pe partea de biometricitate, avem un citor de amprentă care se află sub ecran și oferă autentificare biometrică sigură. Putem folosi camera selfie pentru a debloca ecranul și funcționează fără probleme. Pe partea de software, Xiaomi 14 rulează ultima versiune de Android, care este 14, și rulează HyperOS 1.0, care este interfața lor. Aduce ceva modificări față de MIUI 14 și are o experiență generală fluidă și familiară cu vechea generație, dar acoperă mai puțin spațiu de data aceasta. Și promite o compatibilitate mai mare în ecosistemul lui Xiaomi Smart Human Car Home. Pe parte de stocare, pe piața din România, se pare că avem o singură variantă și este cea de 512 GB de memorie, avem și un modul infraroșu ascuns în ansamblu camerelor și îți permite să controlezi alte dispozitive direct din telefon, care mie mi se pare un lucru foarte util. De asemenea, suportul software este promițător, Xiaomi garantează cel puțin 4 actualizări majore ale sistemului de operare și 5 ani de patch-uri de securitate. În benchmark-uri avem scoruri excelente și chiar întrece multe dintre flagship-urile deja bine cunoscute la noi care se întâmplă să aibă același procesor. Pe partea de răcire avem Ice Loop, sistemul lui Xiaomi care promite o eficiență de 3 ori mai mare decât cea a camerelor de vapori folosite în mod tradițional pe alte dispozitive. Dar atunci când te joci pe telefon, telefonul se va încălzi cu siguranță și va fi destul de fierbinte,
însă partea bună este că nu va face thermal throttling. Avem USB 3.2 generația 1 cu viteze de până la 5 GB de transfer, cele mai recente specificații de conectivitate, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, NFC și port infraroșu. Bateria din interior este și ea mai mare decât cea a lui Xiaomi 13 de anul trecut și avem o baterie cu tehnologie silicon de 4610 mAh și promite 15 ore de utilizare. Bateria și încărcarea este manageriată de sistemul Surge, care folosește două chipuri care lucrează în tandem. Chipul Surge P2 se ocupă de eficientizarea încărcării și a minimizării pierderilor de energie, iar Surge G1 se ocupă de managementul bateriei, a celulelor bateriei mai exact, și are și o funcție de reparare inteligentă pentru a extinde viața bateriei. Avem încărcare pe fir de 90W HyperCharge, care poate încărca în modul Boost bateria în 31 de minute, iar pe wireless avem încărcare de 50W, care se numește HyperCharge din nou și poate să-ți încarce telefonul în 46 de minute. Și ca o mică comparație, încărcarea wireless a lui Xiaomi 14 este mai rapidă decât încărcarea pe fir a lui Galaxy S24 Ultra și a lui Google Pixel 8 Pro. Deci, în ceea ce privește specificațiile, le cam întrece pe toate. Totuși, ca și un mic pont pentru încărcarea bateriei, dacă nu aveți tot timpul nevoie de viteza maximă de încărcare a dispozitivului, încercați să încărcați bateria mai lent. Bateriile, în general, au o durată de viață mai mare atunci când sunt încărcate mai lent, iar dacă obișnuiești să încarci telefonul peste noapte, încărcați-l la o viteză mai lentă. Ok. Hai acum să vorbim despre camere și vreau să încep cu lucrurile pozitive și să prezint specificațiile camerelor Leica. Și avem upgrade-uri semnificative la acest capitol. Camerele au fost dezvoltate alături de inginerii de la Leica, iar setup-ul include 3 camere și toate au aceeași rezoluție de 50 de megapixeli. Și avem așa. Un ultra-wide de 14 mm cu f2.2 și stabilizare electronică, dar minusul acestui modul este că nu are focalizare automată. Este un obiectiv cu focalizare fixă. Camera principală este un 23 de mm cu obiectiv Leica Summilux cu f1.6 și stabilizare optică. Avem senzorul de imagine Light Fusion 900 cu o dimensiune de 1x1.31 inch și un interval dinamic de 13.5 EV, care se traduce prin mai multă lumină ce poate atinge senzorul. Avem focalizare laser și dual pixel. Pe partea de telefoto avem un 75 mm cu f2.0, care are câteva lucruri foarte interesante. Lentilele din interior se mișcă pentru a face o focalizare telemacro la 10 cm, iar Xiaomi numește asta Leica Floating Telephoto Lens și practic dublează modulul telefoto cu unul de macro. Plus avem aici și stabilizare optică pentru acest modul. Aportul Leica la acest telefon ne oferă două stiluri de fotografiere diferite, din care poți să alegi, și anume Leica Authentic Look, care este stilul original Leica, care oferă o imagine mai fidelă realității, și un alt stil, Leica Vibrant Look, despre care ne putem da seama din titlu că oferă culori mai vibrante, contrast mai ridicat și tonuri mai luminoase. Și avem aceste filtre prin care o să trec rapid, să le vedeți și voi. Sunt destul de multe și poți activa și un watermark cu logo-ul Leica și numele telefonului, care va nota focala, f-stop-ul, timpul de expunere, ISO-ul, dacă te interesează așa ceva. Pe partea de video avem noul mod cinematic, care trece rația de aspect la 2.39:1, adaugă bokeh și schimbă automat de focus. Avem video până la 8K în 24 de cadre pe secundă și 4K până la 60 de cadre pe secundă, iar acest framerate mai mare îți va permite să faci un pic de slow motion în postproducție. Avem video 4K pe camera din față cu o funcție super utilă pentru creatorii de conținut, ce anume un teleprompter suprapus peste imaginea oferită de camera selfie. Pe partea de specificații video, telefonul are un bitrate de 10 biți și oferă și profil log pentru o gamă dinamică mai largă. Iar pentru audio avem 4 microfoane, ce pot înregistra audio la 360 de grade. Cam acestea au fost toate aspectele pozitive ale camerelor, însă avem și o problemă majoră la acest telefon, cum am spus la începutul clipului. Și în clipul de unboxing, dacă nu l-ați văzut, am primit un comentariu și mulțumesc acelei persoane care a făcut-o pentru că mi-a spus și experiența lui. Și pe scurt, lentila modulului principal transpiră. Să detaliez. Atunci când fotografiezi sau filmezi cu modulul principal în condiții de temperatură mai scăzute, eu am testat asta la 10 grade Celsius, lentila se va apuri pe interior și va face condens, rezultând în imposibilitatea de a produce imagini clare atunci când această problemă apare. Este o problemă majoră la acest telefon și nu pot să înțeleg cum de nu a fost rezolvată, ținând cont că acest telefon s-a lansat în China cu 4 luni în urmă, iar producătorul ar fi avut timp să vadă această problemă și să o remedieze înainte să lanseze versiunea globală. Haideți să vă arăt, pentru că am ieșit cu telefonul afară și am testat personal, iar această problemă este reală.
mai puțin de câteva minute, lentila principală a făcut acel condens pe interior, iar acestea au fost rezultatele. Ok, facem acum testul de exterior, sunt 10 grade afară și, după cum puteți vedea, trec prin toate obiectivele telefonului, începând cu 1, 2, 3,2x. Aceasta este fotografia la 1x, 2x, folosim modulul principal, iar acesta este rezultatul pentru 3,2x. Totul este în regulă, încă nu avem acea ceață pe obiectivul principal. Mergem mai departe și fotografiem din nou prin toate cele 3 obiective. Ultra wide angle-ul, care este în regulă, se poate vedea un pic de ceață pe modulul principal la 1x, se poate vedea mai bine acum pe 2x, iar aceasta este mult mai clară pe 3,2x. Ok, mergem mai departe și mai facem încă o serie de fotografii și veți vedea aici cât de tare se modifică calitatea obiectivului principal atunci când acel condens apare pe interior și vor rezulta niște fotografii încețoșate comparativ cu celelalte obiective. Acesta este ultra-wide-ul, acum se poate vedea acea ceață la 1x, acesta este din nou ultra-wide-ul ca să vedeți diferența, 1x din nou și 3,2x, care se vede mult mai clar față de obiectivul principal. Totuși am vrut să mai fac încă un test și am mai repetat iarăși seria de fotografii, folosind ultra-wide-ul, 1x, 2x și aici 3,2x, modulul telefoto. Ultra-wide-ul este foarte clar, apoi 1x se vede cum acea ceață a apărut pe obiectiv și imaginea este mult mai moale, pe 2x se vede și mai bine și pe 3,2x totul este clar și sharp cum ar fi trebuit să fie. Și puteți vedea aici cum a apărut acel condens pe modulul principal. Și am uitat interiorul mașină, iar în câteva secunde acel condens a dispărut, ceea ce este bine, dar nu știu cât va afecta pe viitor. Ok, trecem acum la testul de noapte și din nou voi trece prin toate obiectivele telefonului să vedem care sunt capacitățile lui și, ca de obicei, acel condens nu a ezitat să apară imediat cum am scos telefonul din buzunar. Și acum să zic că folosesc telefonul cam vreo 20 de secunde să trag aceste fotografii și până mă deplasez la următorul cadru și deja aici ar trebui să vedem că a apărut acel efect de condens pe lentila principală. Sunt acum la ultra-wide, totul este în regulă. Și cum trec pe lentila principală, se vede cum apare acel efect de halo din cauza condensului. Iar pe 3,2x dispare și toată imaginea este clară, așa cum ar fi trebuit să fie și pe modulul principal. Iar în acest cadru se poate observa că pe interiorul lentilei principale s-a format acel condens. Din nou câteva teste, modulul principal, 2x tot modulul principal și 3,2x care este clar și totul este în regulă. Ok, sunt în partea clipului unde îmi spun concluziile și părerea despre acest telefon. Iar inițial am fost tare încântat de pachetul acesta pe care Xiaomi îl oferă cu modelul 14, o carcasă frumos desenată, materiale bune și atent finisate, un ecran foarte bun, dimensiuni specificații de top pentru anul acesta, încărcare foarte rapidă dacă ai nevoie de ea, per total un pachet foarte frumos și capabil din punct de vedere hardware și software. Aceasta a fost impresia mea inițială, însă descoperind această problemă cu modulul principal, entuziasmul meu față de acest model a cam scăzut iremediabil, iar acum, cu părere de rău, eu aș evita acest model, datorită acestei probleme. Sper că acest clip a ajutat și dacă ți-a plăcut poți să-mi lași un like și să te abonezi la canal în cazul în care nu ai făcut-o. Cam acesta este materialul, iar noi ne vedem în următorul.